Nu mai discutăm, da? Că știți o treabă. Dimineața, în jur de ora 9, 9 și ceva, intrați pe YouTube. Nu mă mai căutați pe Facebook, nu mă căutați pe Instagram, nu mă căutați la mine, nu mă căutați nicăieri. Pe YouTube, aici mă găsiți de la 9 dimineața, de luni până vineri. Cât și până se poate. Și acum vă salut. Vă salut și vă mulțumesc că nu m-ați uitat nici ieri. Cu share-urile voastre, cu like-urile voastre, cu comentariile voastre. Da, într-adevăr, a fost și subiectul bun. Degeaba, dacă n-ai subiecte bune, n-ai pe marginea cui să croșetezi. A fost eleva națiunii, Mia Khalifa. Ai, perversilor, dar numai așa a fost. Dacă omul n-are cunoscut-o, să-și ia atlas zoologic sau botanic. Mă rog, asta este Mia, fată harnică și a văzut de treabă. Nu ca politicienii noștri, am mai făcut noi paralela asta între cele mai vechi meserii din lume. Da, deci vă mulțumesc pentru faptul că mă urmăriți, sunteți consecvenți, da? Să nu uităm, să nu uităm. Acum, că e conspirație, că-s 5G-uri, că e Bill Gates, că e nu știu ce, mai oameni buni. Dovadă este că se fac teste mai multe, că se fac testări mai ample. Dovezi sunt să în continuare se produc îmbolnăviri, în continuare ne contaminăm. Grijă, un pic de grijă, că o să clacăm și cu sistemul economic și cu ăsta al sănătății, o să clacăm. De noi depinde. Când mergem în aglomerație, măscuța, distanță regulamentară, spălat pe mâini, evitat aglomerațiile. Ce e așa mare lucru? Că nu ni se interzice nu știu ce mare drept și ce mare libertate. E vorba despre persoana noastră, despre integritatea și sănătatea noastră. Să avem grijă de noi, că am observat. Ești în mașină, te apropii de o intersecție nesemaforizată cu trecere de pieton și vine pietonul, da? Tu te oprești și așa, el nici nu se uită în dreapta de unde vine mașina. Nu, nici nu se uită. Și pe când tu să dai să pleci, el se gândește să treacă. Nu mai avem niciun pic de spirit de ăsta pentru noi. Spiritul auto-uman, sau cum să zic așa, spiritul de conservare, domnule, că cine să aibă grijă de noi dacă nu noi? În Austria ați văzut. Mergi în Austria, te bagă 14 zile în carantină. 14 zile te bagă în carantină dacă mergi. Dacă mergi cu un camion de lemne, de alea, îți dau drumul. Da, si sparanghel. Nu se poate. Pentru că riscăm să rămânem naibii aici izolați, ne închid toți frontierele și apoi rămânem aici să dăm unii între alții. Ar fi frumos așa? Nu ar fi frumos. Așa că vă rog eu mult. Vă rog frumos să... Dar nici să nu ne năcăjim așa cum e năcăjită. Năcăjită, nu necăjită, năcăjită. Este și novela aia, un om năcăjit. Cum e necăjită, no, doamna firea. Necăjită că ea o spera să fie susținută de toată stânga, să meargă în continuare pentru primăria capitalei. Pasole, fâs, nu? Uită-te că Robert Negoiță o trădat-o. Așa se pare că mergem pro-România. Mergem pro-România să candideze din partea lui partidului lui Ponta pentru primăria generală. Asta a dat trădare. A mers lângă Ponta, lăsând-o din brațe pe nașa care a ținut copilul în brațe la botez. Hei, 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 banii vin, banii se duc, măi Negoiță, dar obrazul face mai mult. L-a băgat la canoane, l-a băgat la furisenii, nu-l văd bine pe Robert Negoiță. Face niște procesiuni, doamna Gabi Frirea, îl întoarce cumva din drum. Întrebarea mea, eternă, ce mai caută Ponta în politică? Știm că e un erușinat, un copiator, un plagiator, un Titulescu, micul Titulescu, Tutilescu. Ce mai caută în politică, îmi spuneți și mie? Face el jocurile în politica din România, da? Păi dacă zică mandolină, dă la mando splină. De asta zic, indiferent cine o fi în București, doresc celor din capitală o viață cât mai bună, fără atâtea noxe. Poate vine chiar cu șoc, dar susținut puternic de dreapta. Bă, dublu campion internațional la matematică. Și nu oricum, cu punctaj maxim, da? Sunt 6 probleme la internațională de matematică, fiecare notată cu 7 puncte. Gigi ăsta a făcut Nicușor Dan în 2 ani la rând, punctaj maxim, în Hall of Fame, acolo, după Ciprian Manolescu, al român, care au făcut același lucru de 3 ori. Bă, ne duce discheta, dacă nu-i vorba să ne punem cu toții la oaltă, numai nu ne iese. De asta zic, tuturor celor care locuiesc în capitală le doresc multă sănătate, o viață fără noxe și fără aglomerație.
Tocmai ce m-am întors de aproape o săptămână de acolo unde am avut spectacol și în momentele care urmează, vă rog frumos să urmăriți un scurt material realizat de mine și cu modestele mele mijloace tehnice, un modest material despre acest descălecat, despre această vizită și excursie în capitala țării, București. Plec la soacră. Mă duc să ne înțelegem ce facem azi de mâncare. Vizionare plăcută, da? Distanțare, relaxare, da, cu grijă, cu cap. Când e nevoie, punem măscuța. Vizionare plăcută. Ce stați? Nu vă uitați la filmulețul ăsta despre București? Ah, da. Acum să vă uitați. Da, ești gata? Perse. Pistolai? At perse, este. Pistolari. Pistolari. Pistolari la piciorul podului. Bun, am plecat să dăm o spargere. Sperăm să se spargă de râs. Da, să se spargă de râs cei care și-au luat deja bilet pentru Hop Garden. În ce sector e? Că eu am zis că e sectorul 3, mi-a zis cineva. E 5? Cred că. Ui, și am zis în video că sectorul 3 unde e Negoiță. O fi în 5 unde a fost Evanghelie primar? Acolo a, merg? Acolo, da. Da, dar vin oameni din toate sectoarele, mă, Nicu, mă. Da, de fapt primărița Bucureștiului e firea, nu? Cine îl știe pe Negoiță, pe Vanghele? Ba, pe... știe lumea pe Negoiță. Pe Negoiță îl știe, pe... îl confunde cu fratii sau de la Dinamo, cam amândoi sunt falimentari. Da, mă rog. Așadar, cu măștile pe figură și cu o nouă frizură alături de Ciprian și mai este un loc liber în spate, o să descindem în capitală, capitala noastră. Vorba lui soacra mea, i-am zis, e nazge, ești gata? Da, unde ai spectacol acum? Că nu ține minte, are 70 și aproape 80 de ani. Și zic, în capitală, zice, ei, mergi la Budapesta. Da. Se ajute Dumnezeu la toată lumea. Se ajută, măi, bună ziua. Mă. Bună ziua. Și iată scena. The Fool. Avem și o masă de ardelen din partea Mirelui, așa că nu o să ne simțim singuri în această seară. E, că n-ați vrut să veniți, dar uite ce frumos e aici, câtă muzică! Mulțumesc frumos! Doamne ajută, putere în părțile moi ca la cal în piept! O veche zicală din Ardea! Doamne ajută! A ajuns și Andrei Ciobanu. Se știe! Se știe! Adevărat. Vechea mea cunoștință, vechiul meu prieten din Cluj-Napoca, din urmă cu câți ani? Nu declarăm, dar licența ți-ai luat-o acum azi 12 ani. Ca să ai succes în București, trebuie să-ți iei licența în Cluj-Napoca. El a fost omul care m-a... Dacă, pentru cei care nu mă suportă, el e de vină că am venit la București. Eu am insistat. Eu vreau să aplaudați acum că avem mai multe VIP-uri în sală decât pe scenă în seara asta. Să aplaudați pe chinezul, aplauze pentru cel mai... Unul dintre cei mai constanți globe, chinezul, alături de domnul Alex Don, aplauze să-l pună. DJ Onyx, te-ai dus cu te, DJ Onyx, partidul cu voi, în decima partid! Andrei Ciobanu de la Kiss FM, unde ești? Aici ești, aplauze, nu mă vedeți, nu mă vedeți. Hai, da, cum ce-ai spus? Domnul Andy Moisescu. Aici, în față, sunt doi foști tocilați, sau? Da. Noi aveam tindă, mă, nu tindă, nu contează. Mi-am pus busul eu când tindă. Și... Alături de mine se află domnul Cristian China. Efectul ardelenismelor asupra unui ardelean transplantat în capitală. Bă, deci pe scurt, fără Caterinca, așa de dor mi-a fost să aud graiul ăsta aici. Ideea care cu soacră mea? Că m-a întrebat, zice, dar unde ai spectacol acum? Zic, în capitală, zice, mergi la Budapesta. Vă salut și atâta mai zic. Pe unde mă poartă valul? Mă cheamă la el Ardealul. Peste tot în țară sunt locuri frumoase, dar când te trage pământul, tata, ca să te întorci. Să ne vedem cu bine, stimați capitaliști. Acum a scris să te întrebe să fie meciul de retragere al Mutu pe Cluj Arena. N-am înțeles, mă, s-a oprit ăsta din tras, de ce retragere?